sărbătorii de astăzi ar fi în poezia fratelui Traian Dorz, care spune așa prima strofă și care vreau să vă cânt. Sunt zile mari, sunt ceasuri mari și vremuri mari pe lume, dar numai oamenii cei mari rămân un veșnic nume. Printre înaintașii oastei Domnului, astăzi ne aducem aminte și de părintele Ioan Olada. Și rugăm pe Dumnezeu să le facă tuturor înaintașilor noștri, moșilor și strămoșilor noștri, parte de fericirea cea veșnică. Și cred că aceasta ar fi sărbătoarea, cântarea sărbătorii de astăzi, scrisă de fratele Traian Dorz, sunt zile mari, sunt ceasuri mari. Sunt zile mari, sunt ceasuri mari și vremuri mari pe lume. Dar numai oamenii cei mari, dar mai oamenii cei mari rămân cu un veșnic nume. Sunt și cuvinte mari ce trec din neam în neam uitate. Ne-ntâmpină și ne petrec în veci adevărate. Ne-ntâmpină și ne petrec în veci adevărate. Dar zile mari și ceasuri mari mereu sunt tot mai rare, căci vremile cu oamenii mari, căci vremile cu oamenii mari sunt tot mai spre noptare. Lumina oamenilor dreți încet, încet apune, că-s tot mai rari cei înțelepți prin duh și rugăciune, că-s tot mai rari cei înțelepți prin duh și rugăciune. Cuvintele cu veșnic preț mereu sunt mai puține, și mari lucru să le înveți, și mare lucru-i să le înveți, cât încă-s lângă tine. Din mari oameni luminați, când unul lumea le are, mai mult ca aurul să-l cauți, căci el e cât un soare. Mai mult ca aurul să-l cauți, căci el e cât un soare. Din mari oameni luminați, când unul
lumea le are. Mai mult ca aurul să le cauți, căci el e cât un soare. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să fac o mică paranteză. Rog pe Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acolo locul acelei diplome, poate diploma mutată în altă parte și poate că chipul înaintașului dumneavoastră, părintelui Ioan Ola, căruia și cărora tuturor părinților noștri și înaintașilor noștri le datorăm recunoștință, ar fi un loc frumos pentru chipul părintelui să-l puneți acolo, să vă aduceți aminte de începutul acestei lucrări în satul dumneavoastră. Slăviți să fie! Vă mulțumim! Va fi! Vă mulțumim! Vom auzi o poezie de la Aron. Să fie Domnul! Iisuse, cine a mai iubit? Copiii ca și tine, a cui cântări a fost cândva de așa iubire pline? A cui privire a mai simțit cu atâta duioșie, a cui cuvânt am îngâiat cu atâta bucurie? Cine mâini s-au mai atins de noi cu atâta bunătate? Cine a putut ierta așa mulțime de păcate? O nimeni n-a iubit copiii ca și tine, ca tine nimeni n-a avut privire așa senine. Când i-ai luat și le-ai cântat, cum numai cer se cântă, cuvinte nu scump tu ne-ai spus de țara ta cea sfântă. Ne bucurăm și te ascultăm cu inimile pline, câți au trăit n-au mai iubit copiii ca și tine. Amin. Amen. 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 Amen.